Bine ați venit la prima ediție a emisiunii Jurnal de Bordea cu Bordea Cătălin. Eu sunt Bordea Cătălin și în seara asta l-am invitat special pe marele actor Florin Piersic Junior. Salut, Florine! Mai e la mișto, a? Nu, chiar nu știam că mai e un Florin Piersic. Nu, asta cu marele actor, mi-a plăcut asta, da. Chiar ești un mare actor și... Mai văzut un ceva? Serios. Na, știu că ai făcut Fix Alert, nu? Da. Și Eminescu... Ceau cu Eminescu. Așa. Dar n-am apucat să... Sunt mai mult pe... mai mult pe acțiune eu. Dar... o să văd, adică o să mă uit când o să am timp. Ok, ca să mai destindem atmosfera, să te întreb așa, un ton care ești obișnuit. Ce faci, Florine, mă, ce-o covlendere? Ce faci? Ok, uite, aștept să mă întreb ceva mai cu substanță. Substanță? Mm-hmm. Ok. Să zicem că, uite, pământul ar fi amenințat. Da. Și ar trebui să, nu știu, să te săruți ori cu fuego, ori cu trăistariu. Pământul... Adică moare lumea. Dacă tu nu te săruți cu ei, moare lumea. Cu cine ai prefera să te săruți? Cu fuego sau cu trăistariu? Ce proiecte ai? Nu știu să răspund la asta. Adică preferi să... Nu, prefer să nu mă sărut. Dar moare lumea, adică... Da, asta e o întrebare prea... Adică, prin absurd, nu? Dacă moare, adică dacă... Cu cine ai preferat? Poți să-ți imaginezi tu că se termină pământul dacă nu mă sărut eu cu fuego sau cu trăistariu? Na. Okay. Ce proiecte ai acum? Am, când apare? Da, nu înțeleg de ce. Ce proiect ai acum? Când apare emisiunea asta? Vineri. Azi e, pe bune. Vineri, la 5:30. Da, uite, martie o să scot o carte la Humanitas. E ceva foarte important pentru mine, adică un roman și cam la asta am lucrat în ultima vreme. Vine și taicătura la lansare? Asta nu știu. Nu știu, pentru că s-ar putea să nu fie în București. Da, adică e prima ta carte, nu? E prima oară că pot să leg un roman care e o poveste mai lungă și e mult mai complicat de scris și atunci sunt destul de speriat, așa. Uh-huh. Da? Nu cred să te intereseze foarte tare, dar eu am zis să profit de faptul că m-ai chemat la emisiunea asta despre care nu știam nimic, ca să fac puțină promovare acestui... Da. Despre ce în carte? Se numește Romantic Porno. Da. Și nu o să-ți mai spun despre ce, o să citești. Adică, poate tu nu, dar cine o să fie interesat... Da. Să... Da. Bun. Hai să am început așa, adică e o tensiune, tensiune. Cred că mă iei la mișto. Nu te iau, jur că nu te iau la mișto. Zi-mi ce părere ai despre țara asta, despre străzi, despre străzi? Iarna, vara? Para. Uite, facem așa, tu mă întrebi ceva și eu dacă consider că o întrebare... Știi că ești frumos ca bărbat, nu? Dacă eu consider dar că... Nu, stai să spun. Dacă eu consider știi că ești frumos, adică... Știi că e un afront adus celorlalți care n-au fost atât norocoși. Dacă eu consider că o întrebare tâmpită... Nu, știi că ești frumos, adică... O fac așa și trecem la următoarea. Că bănesc că aveți spațiu limitat. Bine? Te superi? Dar știi că ești frumos. Știi că ești foarte frumos.
Ok. O să dau câteva semnesuri. Probabil că montați chestia asta, nu? Nu, nu o să montez. Ok. Zici și mie și părerea despre... Cine e producător la chestia asta? N-are... Nu e, n-avem producător. Ce părere ai despre Ștefan Bănică Junior? Bună. Ok, să zicem că, uite, ca să... Deci, da. Ce, cui dai? Iartă-mă, iartă-mă. Să-l închid, nu? Nu îl închide, zic cui dai SMS. Cui dau SMS? Dar nu te dau SMS, mă jucam șarpe. Încerc să caut jocurile alea. Te întâlnești cu Ștefan Bănică Junior? Sunteți prieteni? Da, ne-am întâlnit acum o săptămână. Am fost la spectacol la mine. Ce spectacol? Opposites Attract la Metropolis. O, ce? Opposites Attract. Da, știi melodia aia lui Paula Abdul? Nu. Nu? E același titlu, dar nu are legătură cu melodia. Am înțeles. E un spectacol mișto. Și ești frumos în spectacol? Da, da. Foarte frumos. Ok. Am înțeles. Ok, eu să... Dacă ai Sunt avea... un actor mare în spectacol acolo, da. Dacă mă glumești? Da. Dați-l afară. Ok, zi despre taică-tu. Ce mai face? Bine. Și întotdeauna am vrut să te întreb chestia asta. Tu când erai mic, se legau copiii la școală de tine? În ce sens? Adică, știi cum sunt ăștia mai mari, care îi bapă aia mai mici? Sau da, bully, știi, genul? Da, nu, uite, se legau de tine? Când am fost în armată, am aveam în valiză poza lui taică-meu cu pistolul în mână, ca să mă apăr de... Înțelegi? Mi s-a părut o manevră, vă mi-amintesc chestia asta, nu crezi că e ok? De intimidare. Da. La batalion disciplinar. Serios? Da, am încercat să-i păcălesc și m-am dat bolnav și după aia m-au luat la analize până când n-am mai fost eu la analize. Și după aia m-au luat și am făcut la batalion. Păi de ce te-ai dus? Adică dacă am fost forțat, era pe vremea lui Ceaușescu. Păi și nu era taică-tăi? Unde? Să fie taică-mă. Actor mare, n-avea... Da, păi a fost întotdeauna un actor mare, da. Da, nu era, adică pe vremea aia nu puteai să... Nu. Nu, adică ai preferat să faci, nu? Nu, n-am preferat, am fost nevoit să fac asta. Am înțeles. Deci copiii când erai mii nu se legau de tine la școală. Adică întotdeauna aveam în cap pe cine chemai să te apere, pe taică sau pe mărgelat? Bun. Ai ceva să transmiți oamenilor de acasă care se uită? Sunt mulți. Nu cred, nu știu. Schimbați canalul. Ok. Bun. Ok, dacă ai fi în față, ultima întrebare. Dacă ai avea în fața ta... Pe cine urăști tu? În fapt, nu pe cine urăști. Zi-mi un actor care îți place foarte tare din România. Din România? Uh-huh. Sunt mai mulți. Papadopoul. Papadopoul? Nu, ai zis un actor care îmi place foarte tare, da? Stai. Papadopoul? Papadopoul? Dacă vrei tu, nu știu, dacă vrei tu, văd că a fost așa un pic. Adela Popescu? Da. E actriță? Cred că da. Nu? Ba da, am văzut-o într-un film și era foarte ok. Serios? Da. Okay. N-am văzut tot filmul, dar am văzut într-un ceva cu Weekend cu mama sau așa. Am înțeles. Ok, Florin, facem un exercițiu acum de imaginație și cu asta închidem. Să zicem că ai avea în fața ta eu, adică eu aș fi tot ce e rău în țara asta, adică ai avea un politician care ascultă manele, care apare în tabloide sau mai știu eu, ce îi spune? Deci vocea poporului, ce îi spune acum? Nu se leagă ceva. Ceva nu se leagă între noi. Simți, nu? Adică nu te simți foarte rigid așa și nu e asta, nu. Nu e asta. Înțelegi? E ceva ce nu... Nu știu ce...
Nu pot să, adică nu reușesc să fac niciun exercițiu de imaginație și am senzația că e ceva cu camera ascunsă, că nu e în regulă. Nu e. Nu e. Ok, mulțumim frumos, mulțumim Florin Piersic Junior. Aceasta a fost emisiunea Jurnal de Bordea cu Bordea Cătălin, adică eu sunt Bordea Cătălin, el a fost Florin Piersic Junior. Vă mulțumim frumos și vă așteptăm data viitoare.